Cel mai mare aeroport din New York a fost închis din cauza unei defecțiuni electrice. Unul dintre cele mai importante terminale de zbor a fost cuprins de flăcări, iar administrația aeroportului lucrează pentru a soluționa cât mai repede problema. Mai bine de 120 de curse au avut întârzieri sau chiar au fost anulate. Terminalul 1 din aeroportul internațional John F. Kennedy a fost închis din cauza unei defecțiuni electrice ce a produs un incendiu. Până la remedierea problemei, toți pasagerii vor fi îndrumați către alte zboruri disponibile. Locul în care s-a produs incendiul este și cel mai important. Terminalul 1 este locul de plecare și destinația 5% din numărul total de curse ce au loc pe aeroportul din New York. Datele arată că aproximativ 120 de zboruri interne și externe au avut întârzieri sau au fost anulate, mai bine de jumătate dintre acestea erau curse internaționale, printre care și zboruri europene. Din cauza problemelor, mai multe zboruri ce aveau ca destinație aeroportul din New York au trebuit să se întoarcă la destinație. Este și cazul pasagerilor unui zbor de 16 ore din Noua Zeelandă care au trebuit să revină la aeroportul din Auckland, deoarece ar fi pus probleme traficului aerian. Conducerea aeroportului a anunțat că terminalul numărul 1 va fi repus în funcțiune în cursul zilei de astăzi, dar doar pentru câteva zboruri importante.